N-ai cum să fi stat să scrollezi pe net în ultimele două săptămâni și să nu fi dat de un omuleț mic, cu o pelerină verde, cu o pălărie pe cap, care se plimbă prin magazinele din mall-uri, terorizând angajații. Pare că a apărut dintr-o dată, a bubuit în views, ajungându-se la un întreg trend bazat pe conflictul dintre gnomii verzi și cavaleri. Nu numai voi v-ați întrebat care e faza și eu mi-am pus întrebări, am stat să caut și o să vă spun azi ce am aflat. De unde a plecat trendul, care e lorul și până în ce punct s-a ajuns cu meme-urile. Mi-a comentat cineva că videoclipurile mele nu mai sunt recomandate. Cu asta mă confund de ceva timp și nu știu cum să o rezolv. Problema e că videoclipurile sunt recomandate, dar după 3 zile de la postarea clipului, după fix 72 de ore. De-aia de multe ori vedeți episoadele prea târziu, când trendurile nu mai sunt relevante. Și îmi scrieți că am întârziat. Normal că am întârziat dacă videoclipul vă este recomandat după 3 zile. Din motivul ăsta am perioade când orăresc cu postatul pentru că devine frustrant. Am vorbit cu agenți de la YouTube și nu au venit cu o rezolvare. Tipic. Bine, asta se întâmplă doar pe canalul ăsta, pe Rovion. V-aș zice ca de fiecare dată să dați like la clip și subscribe, dar nu știu în ce măsură ajută. Și sunt perioade când dispare și reapare problema. Habar n-am ce generează asta. 100%. Cel care a creat acest trend este un user pe TikTok cu numele Crowley. În prezent are peste 5 milioane de followeri. Odată ce i-am căutat videoclipurile, mi-am dat seama că nu e prima oară când devine viral. Acum câteva luni făcea clipurile alea în care el împreună cu alți prieteni mergeau în 4 lab în magazinele din mall-uri. Zici că s-a prins el cum funcționează TikTok-ul. Cu cât postezi lucruri mai neobișnuite, cu atât o să stea lumea mai mult pe materialul tău, iar algoritmul o să te împingă pe feed-uri. Așa a făcut și cu trendul de azi, cu gnomul. Și-a pus omul meu un cearșaf verde pe spate, o plasă roz de aia de acvariu pe post de baghetă, vată pe față ca să pară că are barbă ca un gnom și dă-le teroare angajaților de la H&M. Pe fundal a pus și o melodie tip aventură din Evul Mediu, în care faci quest-uri de-alea nebune. De-aia lumea a romantizat puțin ideea și a dus-o mai departe la nivel de lor. Acum mema are și o poveste. Chiar dacă la început era doar Crowley, un singur gnom, ulterior a mai introdus un personaj, Cavalerul. Tip îmbrăcat în staniol, bandă și hârtie, care se comportă ca un NPC și se află mereu în conflict cu Crowley, gonindu-l afară din magazinele în care intra. Momentul de față s-a ajuns la povești. Cavalerii nemiloși care au atacat sătucul de gnomi și au dat foc la case, iar gnomii care se luptă pentru viața lor și vor să se răzbune pe acești cavaleri. Cineva a făcut o simulare de joc retro cu acest război. Așa au început oamenii să-și aleagă tabere. Unii s-au alăturat în tabăra gnomilor, iar alții în tabăra cavalerilor. I'm the only man who can contain you. Wanna know the only... Crowley este un băiat din Rusia care s-a stabilit în Polonia. Cum mi-am dat seama că stă în Polonia? Păi în turul țărilor pe care îl face iShowSpeed, a vizitat și Polonia. Acolo a fost întâmpinat de Crowley, gnomul șef. Momentul ăsta a ajuns viral și a boostat trendul încă puțin în mainstream. S-au făcut variante și în Minecraft, Roblox. Brandurile au început să se alăture trendului, alegând una din cele două tabere. De exemplu, KFC-ul a ales deja. Video
videoclipurile pe care le-ați văzut pe feed nu sunt numai de la userul Crowley. Diferiți oameni s-au îmbrăcat la fel, că până la urmă nu e un cosplay greu de făcut. Și uite așa, gnomii au invadat feed-urile. Știu sigur că au apărut și la noi în țară gnomi, dar nu am reușit să găsesc clipurile. Dacă le aveți voi salvate pe undeva, puteți să-mi lăsați link mai jos sau să mi le trimiteți direct pe Instagram.